De 20 de ani, Vichy a fost implicat în cercetări privind menopauza și pielea, devenind pionier în îngrijirea pielii la menopauză. Gama Neovadiol este co-dezvoltată împreună cu dermatologi, endocrinologi și ginecologi pentru a acomoda nevoile specifice ale pielii dumneavoastră în toate etapele menopauzei. Suntem alături de doamna dr. Diana Plăcintescu, medic primar dermatovenerolog cu peste 20 de ani de experiență în dermatologie, pentru a discuta despre impactul menopauzei asupra pielii și cum îl putem diminua. Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua! Am vrea să știm cum ne afectează schimbările hormonale de la vârsta menopauzei pielea. În momentul menopauzei, estrogenul, hormonul specific feminin, scade, iar cortizolul, hormonul stresului, crește. Și această combinație are un impact asupra pielii la toate cele trei niveluri. La nivelul epidermului, stratul superficial, se pierd cam 57% din lipidele de suprafață, ceea ce face ca pielea să se usuce, să înceapă să țină, să simțiți mâncărimi, poate chiar usturimi, și să devină mai fragilă. La nivelul dermului, stratul care asigură consistența pielii, se pierd practic toate componentele sale. Colagenul, elastina, acidul hialuronic, de exemplu, în primii 5 ani de la instalarea menopauzei, se pierd aproximativ 30% din fibrele de colagen. Iar la nivelul hipodermului, stratul cel mai profund al pielii, scade cantitatea de grăsime care susține pielea. În ansamblu, pielea pierde cam 1,5% din grosime în fiecare an. Dar de ce este important să folosim produse special dedicate pentru tenul la menopauză și dedicate fiecărei etape? Vârsta menopauzei este ceva ce femeia n-a mai experimentat până atunci. Este o vârstă și o piele care are nevoi speciale. De aceea, produsele cosmetice trebuie să fie dedicate, să conțină ingrediente speciale, să fie hipoalergenice, testate, ca să nu contribuie ele însele la agravarea simptomelor. Ce ingrediente considerați că ar fi eficiente în lupta cu îmbătrânirea accelerată a pielii la menopauză? Cel mai important este să suplinim cumva impactul scăderii de estrogen. Pentru aceasta avem un duo foarte puternic de Proxilan și Casia. Apoi trebuie să suplinim pierderea de acid hialuronic cu acid hialuronic, să reducem impactul stresului oxidativ cu vitamina C sau cu niacinamidă și, de asemenea, să reducem pierderea aceea de lipide despre care vorbeam prin suplimentarea cu acizi grași esențiali omega 3, 6 și 9. Putem să prevenim aceste semne de îmbătrânire accentuate la menopauză? Toate aceste modificări pot fi parțial atenuate printr-un stil de viață sănătos. Menopauza este o etapă cronologică, naturală și irreversibilă, dar dacă avem un comportament corect, dacă ne ferim de soare la momentul potrivit și cu atât mai mult când se apropie menopauza, dacă avem o dietă corectă, dacă facem sport, dacă dormim bine și mai ales dacă folosim produse adecvate din momentul în care începem să simțim primele modificări, efectele menopauzei asupra pielii pot fi foarte mult estompate.